Parcursul lui cum vi se pare la FCSB? E ok, Miron e un metronom bun. El joacă meci, am văzut, este util echipei. Din păcate nu este exploziv sau este deasupra grupului ca să poată să fie vizibil și să facă un transfer viitor. Asta mi se pare la George. În rest, e un jucător care nu se accidentează, un copil, repet, eu îi cunosc pe toți și îi apreciez extraordinar. Nu sunt gratuit la lucrurile astea. George e un copil chiar senzațional. Aveam o poveste cu el, apropo de școală, să-l ajut cu ceva, dar dacă a plecat de la mine, să fie sănătos. Dar el e un copil ce, bun. Să-l trimiteți la școală? Ce voia să faceți cu el? Bacu. A, nu l-a luat încă? E, nu știu dacă l-a mai luat. Dacă... Dar nu e o rușine. Ei nu, sunt okay. Care sunt fără și Rădoi l-a dat la 30 și ceva de ani. Povestea asta, știți cum e? Că școala e mai grea decât multe alte. Știți că ați făcut-o și e complicat să începi fiecare zi. Dar când ai fost 2-3 ani la școală, 10 ani la școală și deodată intri acolo și vezi așa deschisul de mic, mai și tabla aia neagră, înțelegeți? Și o profesoară sau un profesor care nu înțelege ce cu fotbalul și îmi spune, băi, tăunule, nu știu ce ecuație de gradul 2, ai nebunit, s-a oprit de creierul și fugi unde apuci. Ei, eu am avut lucrul ăsta, eu încerc să-i obișnuiesc, da. Cum te-ai băga la urs, adică ușor, îi explici odată, de două ori. Trebuie să-i creezi atmosfera și am insistat mult atunci când ești tânăr, ai un tip de inconștiență. Ei, la 20 ceva de ani, 30 de ani deja apare rușine, apare starea asta de infatuare uneori, dată cu rușine, dată cu nu știu ce. Băi, dar eu am să fiu chiar călcat în picioare și uite, ajungi la 40 de ani fără pac și în vârstă după aia peste tot și râd copiii de tine. Asta le spun întotdeauna la ăștia și au dreptul să o facă, au puterea să o facă. Pentru că eu vă spun așa cum vin Haruț, nici nu știu când a dat bacul, ăsta Kindriș. Copii deștepți, foc. Înțelegeți? Adică au făcut-o la viața lor și mulți alții. Am 10 la noi, care au fac și studenți pe la sport. Formidabil. Ei pot să o facă, numai trebuie să-i lipești de școală. După ce e lipit de școală și nu apare, dispare frica aia de necunoscut și de... Atunci poate să meargă mai departe.